Seară emoționantă la debutul noului sezon Întâlnirile TVR Moldova, îndrăgita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a făcut spectacol pe scena Teatrului Național Satiricus de la Chișinău. Sala a fost neîncăpătoare la Teatrul Național Satiricus. Priveghetoarea Bucovinei, Sofia Vicoveanca, a încântat publicul basarabean. Dar am o figură care nu se compune. Bătrânii se uită și vin și întind mâna, spun: sunteți, dar fără să spun și eu mă zic, sunt. Acum așa, să ne trăiți cât tare ne mai bucurați sufletul. Tinerii, facem un selfie. Această femeie care și-a adunat și-a făcut în palmarez numai muzică, ea nu știe, nu cunoaște nimic viața, numai atât ce îi aparține muzica, merită tot ce e mai frumos pe lumea asta. M-am educat cu două Mării și o Sofiică, sau de la două Mării și o Sofiică. Două Mării fiind Maria Tănase, Maria Lătărețu și Sofia Vicoveanca. După peste 50 de ani de carieră, îndrăgita interpretă de muzică populară rămâne la fel de carismatică și plină de energie. Astăzi eu fac 59 de ani de când slujesc pentru popular. Astăzi, în octombrie. Și mai am o vorbă, nu mă uit în buletin ca să nu zic ziua. Am cunoscut-o de când am venit prima dată în Chișinău, am fost la concertul ei, am fost satisfăcuți. De atunci, de o știe, fiecare eveniment, întotdeauna am venit la spectacolul ei și suntem îndrăgostiți de dansa. Este, cred că, unul dintre cele mai mari, sau poate chiar cele mai mari talente ale României, care a știut să ne prezinte zona din care face parte, din Bucovina, cântece nemuritoare și autentice.